Acesta nu este un cub Rubik obișnuit. După cum puteți vedea pe margini, are niște plastic transparent și vă puteți întreba, păi stai, de ce are așa? În primul rând, arată cam futuristic, nu? Pentru că da, nu este un cub Rubik Smart, ci este un cub Rubik care are un circuit înăuntru care ce îi oferă posibilitatea de a străluci în întuneric. Luminează în întuneric. Uitați, pe partea galbenă are aici niște găurele, acestea sunt de încărcare, iar în mijloc aici are ca un butonaș. Ceea ce e foarte fain la butonașul ăsta este că nu se poate, uitați, apăsa din greșeală. El se apasă în general cu unghia și e făcut în așa fel încât să nu-l apăsați din greșeală atunci când rezolvați cubul. Haideți să stingem luminile, ia stați așa, am stins aici și mai sting și pe asta. Ok, hai să stingem luminile și să vedeți cum arată când luminează. Ia fiți atenți! Wow, ia uitați cât de tare arată și ia uitați când rotești. Cum se vede? Și se mișcă foarte ușor, după cum puteți vedea. E ca un cub Rubik profesionist. Puteți să rotiți super, super repede. Și cum v-am zis, are și un încărcător, astfel că nu e pe baterii, să ziceți că se ternă bateriile și apoi nu mai funcționează. Nu, are un încărcător și îl puteți încărca de oricâte ori doriți. Atâta este, doar luminează în tureric. Găsiți acest cub QLED, se numește Shengshu Luminous Cube. Îl găsiți pe genius.ro. Mie îmi place foarte, foarte mult. Pentru cei care vor să rezolve cubul Rubik în întuneric. Acum aveți posibilitatea asta să termin. Și gata!